2 Ion și sunt membru al Asociației Constanța, Club Constanța 2, și sunt din 1981. Activez an de an. Candidez la două categorii, fond și maraton. Din 1981, aveam 18 ani, am luat de la un fost coleg de muncă, din cauza de sănătate, mi-a vândut mie toți porumbei. Aici avea numai porumbei cumpărați, aduși după vapoare, și din momentul ăla, eu, cu puii acestor porumbei, am reușit să iau cupa tineretului și încet, încet să ajung la fond și maraton, care e pasiunea mea. Am trei cotețe, cum le spun eu. Una e de zburători, care zbor numai la natural. Una de matcă. Aici am în jur de 12-13 perechi la matcă. Și unul de pui, care în jur de 40 de pui scot anual. După rezultatele care le-am avut în viața mea columbofilă, cele mai spectaculoase a fost în 2011. Am avut loc cu 3 parcă la... Nu, 6 la Fond Tineret, AS Fond Tineret, locul 7 la Palmares, deci național, Palmares Fond, AS Fond, și în 2013 am reușit să ies cu un porumbel 168-272 de 2010 la Olimpiadă. Parcă la Nitra a fost locul 1 pe țară și locul 11 am ieșit la Nitra cu acest porumbel. Porumbeii, ca să încep, să-i pregătesc pentru concursuri, îi bag la perechi după 15 martie. Îi las pe ouă cam, să zic, 10 zile. După 10 zile le arunc ouăle și îi las din nou să scoată și încep antrenamentele cu ei. Și de atunci îi zbor la natural pe ouă, până să plictisesc. Cele mai bune rezultate, să știți că le am cu femele, în poziția pe ouă, după 14, 16, 18 zile, cu ele am cele mai bune rezultate. Locul 1, 2 și 3 la AS Maraton, care e greu de făcut cu femele. Și le țin pe poziția de ouă, fără scorpui, tot sezonul. După care, pe să termin sezonul, atunci lasă sfată pe câmpuri. Cu recuperatul și cu medicamentele, să știți că produse românești. Produse românești care sunt și ieftine și eu sunt mulțumit de ele. Hrana, să știți că o prepar eu la sac, din toate cerealele care... Greu, porumb, sorg, mei, orez, le prepar eu, le pun așa, câte o doză la... Și asta, mâncarea cam aceeași, mâncare le dau tot sezonul, nu schimb. Cu matca, să știți că îi împerechez începând cu decembrie, îi las să scoată, deja ca în ianuarie, pe la jumătatea lui an, ianuarie să am pui. Și aceste cupluri făcute în decembrie, le țin cam 3 perechi de pui să scoată, maxim 4, depinde de cum am reușit eu să... Cum de pui, de sănătoși, de viguroși. Pui, să știți că rară sunt ăia care îți defecți, să poți să elimini din cuib. Restul se elimine singur dacă nu fac față la concursurile cu puii. Și după ce văd cum au evaluat ei la concursurile cu puii, atunci îmi dau și seama dacă rămâne peste iarnă sau nu. Să nu
fie obosit de la, când vine de la concurs, să nu facă față, să nu se refacă. Totul de zbor, că fac parte și tineretul și bătrânii și inclusiv tineretul merg la maratoane. Am locul 2 la AS Maraton Tineret, locul 8, parcă zonal aici, și zbor și tineretul la maraton. Câțiva merg la fond, care poate reușesc să fac AS Fond, care îți dă față, eu prez la fond și care au punctaj mai mare, merg la maraton. Porumbeii concurează de la vârsta de un an până la 4 ani, 5 ani, dacă au rezultate. Dacă la 2 ani, 3 ani nu face nimic, nu au clasări, îi elimin. Un porumbel să-l elimin în coteț, trebuie să zboare cel puțin 2 ani, să-mi dau eu seama dacă porumbelul ăla merge, merită să stea în cotet. Nu pot să-l elimin de la primul an. Vă dați seama că copil încearcă și el un maraton, clasează un maraton, două, mai punctaje mai mari, îi dau șansa și la al doilea an. De la al treilea an, dacă nu face, atunci îl scot în coteț. Vă prezint câțiva din porumbeii mei, care m-au mulțumit pe mine. E o nepoată lui Olimpicu, care e locul 1 la AS Maraton, pe județ, pe oraș, care a venit, am avut-o și la Harkov acum 2 ani și, deci, porumbiță foarte bună. Din locul 2 AS Maraton, în 2019, și venită de la Vilnius, locul 2 pe lansare, pe zona de sud. Deci această femelă este locul 3 la AS Maraton în 2019, este locul 1 la Maraton Palmares pe Constanța și în 2018 e locul 2 la Maraton Tineret. Ca origine, porumbei consavind în porumbei linia mea veche, veche, veche. Deci acest porumbel îl am locul 3 Palmares, AS Palmares, în 2019, la nivel de județ. La nivel de județ e locul 3 Palmares, AS. Această femelă este de 2015, 449-790 și în 2018 a reușit să facă locul 1 AS Fond Palmares. Ca origine strănepoata lui Olimpicul meu.